Adevărată revelație care l-a marcat definitiv a avut loc pe 9 martie 1831, când l-a auzit pe marele violonist Paganini, care susținea un concert la opera din Paris. Virtuozitatea muzicianului l-a motivat pe Liszt, care și-a promis că va deveni un adevărat Paganini al pianului. A început să exerseze până la 14 ore pe zi, indiferent cât de obosit ar fi fost sau ce s-ar fi întâmplat în jurul său. Poetul francez, care a teoretizat arta pentru artă, nu credea în muze, mai degrabă în științe, deși Parnasul era miticul loc al inspiratoarelor artei. Ne-a lăsat impresionante descrieri ale unor locuri exotice pe care a avut șansa să le cunoască, el născându-se într-o îndepărtată colonie franceză. A avut o viață scurtă și plină de privațiuni. Rămâne pictorul care a reprezentat cel mai bine peisajul rustic românesc. Un critic francez era convins că Andreescu a orientat definitiv arta românească, în ciuda biografiei ingrate, marcată de boală și de o descoperire târzie a necesității exprimării artistice. La 15 octombrie 1906, Cézanne picta în aer liber. A contactat o pneumonie gravă, starea sa devenind critică, și la 22 octombrie a murit în vârstă de 66 de ani. A dorit să moară pictând, dorința i s-a împlinit, ultima lui scrisoare fiind adresată negustorului de culori. A debutat la 31 de ani cu romanul autobiografic Pânza de Păianjă. A avut șansa apropierii de scriitori celebri precum Rebreanu, Mihail Sebastian sau Camil Petrescu, cărora le-a dedicat primul roman. Are doi copii actori, Cristian, din relația cu regizorul Roger Vadim, și Chiara, din legătura cu Marcello Mastroianni. Actrița vorbește fluent franceza, italiana și engleza, putând susține și o conversație în limba germană. La 4 ani știa să cânte la pian și vioară, iar la vârsta de 11 ani a început studiul violoncelului. Acestui instrument îi datorează celebritatea mondială, deși artistul spaniol s-a remarcat și prin importante compoziții, precum și prin arta dirijorală. Scrierea sa cea mai importantă este studiul asupra istoriei, care numără 11 volume publicate între 1934 și 1960. Primele 10 volume constituie lucrarea propriu-zisă, iar cel de-al 11-lea conține hărți și un indice general al lucrării. În 1961, autorul a publicat și un al 12-lea volum, intitulat Reconsiderări, care face un lucru unic în istoria istoriografiei moderne, și anume o analiză obiectivă a miilor de articole exegetice referitoare la lucrarea sa, încercând totodată să răspundă celor mai importante obiecții care i-au fost aduse. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.